Ce te-ai face, inimă, fără dragoste pe lume? Vă dăm binețe, dragi prieteni, de aici, de pe Playa Urbănățene, la emisiunea Cântec și Poveste. Sunt convinsă că pentru mulți dintre dumneavoastră tema de astăzi este o adevărată surpriză. Mergem pe firul romanței. Trebuie să-ți spun un mare adevăr. Romanța face parte din viața mea, așa cum fac parte și copiii mei și cum a fost și soțul meu. Într-o seară de vară vioară cânta aci lângă inima mea și din strunele ei ca și din ochii mei șir de lacrimi amare curgea. Am stat o perioadă de 2 ani și jumătate la Brâulețul din Constanță, unde am făcut foarte multe turnee cu acești mari artiști. În acești 2 ani? Da. Și am venit, am auzit că se face concurs de soliști la Doina Banatului din Caransebeș. Și v-ați dorit să veniți acasă. Vroiam să ajung acasă, în Banat, sigur, fiind bănățeancă, vroiam acasă. Unde am avut colegi foarte valoroși. Pe mine m-a marcat în repertoriul dumneavoastră o doină. Și dumneavoastră cred că știți despre ce doină este vorba, Sărăcia mă împunge. Da. Este o doină pe care am descoperit-o, cum să zic, când am început să lucrez în televiziune cu... Iată, da. 20 de ani în urmă, da. Că tot facem povestea, da, așa. Cântecului. Sărăcia mă împunge. Eu tot fug, eu și, tot ea fug și ea mă ajunge. Vai, mult adevăr spune. Am învățat-o de la trompetistul Sandu Florea, renumitul trompetist de la Doina Banatului, Sandu Florea.